Peste 200 de angajați de la Institutul de Psihiatrie Socola vor fi testați săptămâna viitoare ca măsură de prevenire împotriva coronavirusului. Unitatea medicală nu a avut niciun caz de COVID-19 atât în rândul pacienților cât și a personalului. De la startul pandemiei, conducerea Institutului de Psihiatrie Socola a instituit câteva reguli clare pentru a preveni apariția unui focar în incinta unității medicale. Sau la mai multe măsuri de, vă dați seama, suntem tot timpul în alertă, sau la mai multe măsuri pentru prevenirea unei infectări cu coronavirus, dat fiind faptul că spitalul nostru, cum bine știți, este un spital pe sistem pavilionar. Și în cadrul acestui spital avem o secție de paleați, avem două, de fapt, una fiind exterioară, una fiind în cadrul unității centrale, și bolnavii noștri cronici care trebuie să fie tratați și ținuți sub supraveghere. În aceste condiții, până la momentul ăsta, putem spune cu mândrie că nu am avut niciun caz de COVID în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola. În cadrul Institutului au fost create 3 filtre epidemiologice, astfel încât toți pacienții care reprezintă o urgență psihiatrică să poată fi testați și apoi tratați în condiții optime. Primul filtru epidemiologic este unul avansat și se realizează chiar la intrarea în incinta Institutului, în clădirea fostului CSM Bucium. Cel de-al doilea filtru, care reprezintă zona propriu-zisă de filtrare, cuprinde toate secțiile institutului. Aici, în funcție de o ordine foarte bine stabilită, sunt internați pacienții timp de 14 zile. Persoanele care necesită o perioadă de spitalizare mai mare de 14 zile sunt transferate în așa zonele, zone tampon, pentru continuarea tratamentului, iar acesta reprezintă cel de-al treilea filtru epidemiologic. De asemenea, personalul medical este testat periodic la Institutul de Psihiatrie Socola. Acum suntem într-un program de testare masivă a personalului. Am început cu cei care se află în prima linie, și aici mă refer cei care se află în zona de triaj și filtre, și cei care sunt pe clinicile de paliație, cum am spus mai devreme, și la tonici, care deja au fost testați, în urmă 128 de persoane, care medicale și nu numai, și care am primit deja răspunsul la ele, toți au fost negativi. Urmează etapa 2, undeva pe săptămâna viitoare, să mai testăm încă 200 de angajații institutului și sperăm ca și de la aceste teste să ne vină același verdict. Tot ca măsură de prevenție, în unitatea medicală au fost instalate mai multe tuneluri epidemiologice, iar contactul pacienților cu rudele este strict interzis. Noi avem 5 tuneluri epidemiologice, nu știu dacă mai există un spital cu atât de multe tuneluri, dar ele sunt montate, sunt funcționale, rolul este să dezinfecteze toți cei care intră în filtre și cei care ne vin în urgențe seara. În momentul de față, datorită condițiilor speciale în care ne aflăm, vizitarea bolnavilor de către aparținători este strict interzisă, cum este și interzisă aducerea de pachete în cadrul institutului. Am limitat acest lucru tocmai ca să evităm pe cât putem în această perioadă o posibilă infectare cu COVID.